Suntem aici o parte din raferii care stau pe zona gării, o parte din sindicatul RANS. Eu sunt primarul de la Racla și o să rog pe fiecare dintre ei să se prezinte. Sunt cel mai dedesubt om din Crângă, sunt Cagula, Liric. Sunt bec de brigada Rimă Grea, alături de inspectorat GP. Da, Brugner Dexter, băiatul colaboratorul, brigada 1 mai, tot așa, armata Ultra, pe zonă. Inspector, reprezint trupa Liric. Altceva ce să vă spun, vom face împreună cu inspectoratul, vedem noi ce. Pentas de la Soviet. Cacărul Soviet, Crângaș. Altceva se poate observa în depărtare așa, Gara de Nord. Noi suntem aici pe aceeași faleză, avem Griviței, Duca, Titulescu, unul mai încolo. Dinicu, iată. Dinicu, sigur. Hotel Castoria. Da. Marna, după blocuri. Piața Matache, dincolo e piața Buzești. Hotel Diplomat. Ciprauri Liric. Da, delesuri fără număr. Desperam să eu și cu omul meu, Brugner, putem să mai povestim câte ceva. Jucăm și cu timpul table, tot ce putem. Da, suntem pronosportiști. Ne place să rezolvăm sisteme de ecuații lineare, tot așa. Și obține numai 50 la 6 din 49. 50 la 6 din 49, băieții sunt plecați în străinătate acum câțiva dintre ei. La armată, în Turcia, tot așa, la muncă, se poate, filmăm, avem, suntem foarte ocupați. Da, găsim timp. Așa, altceva despre delict? Păi despre delict, ce să vă mai spun, a apărut albumul fără numere și o să sărim cu material nou, cât de curând. Nu se știa, anul ăsta e greu cu sesiuni, cu asta, știți cum e, facultăți trebuie. Da, în ceea ce privește colaborările, piesa Gara de Nord de părime de bine este chiar cu Vexatul de la delict. Astăzi nu-l avem alături, dar muncește, produce, e foarte bine așa, ar trebui și alții să ia exemplu de la noi, decât să colaboreze cu Loredane și cu așa mai departe. Nu avem nimic de împărțit cu nimeni, atenție la lirici, atât. Da, până la urmă, în rap, lirica face diferența. Sound-ul poate să fie oricât de plăcut sau oricât de underground, dar dacă ai ceva de spus, transmis și în cuvinte. Deci, cum a spus și omul meu, armele noastre sunt lirice. Deci atacurile lirice parcă produc mai mult. 100%. 100% underground. Noi suntem inspectoratul GP, o grupare nouă, dar sper să ajungem măcar acolo unde au ajuns ei, cu toate că nu o să ajungem niciodată din urmă. Ne pare bine că omul nostru, omul vostru, omul ransului, Brugner ne ajută foarte mult. Și el ne ajută. Pe viitor cred că o să apărăm și noi cu ceva mult mai tare decât ce s-a produs până acum. Cum a spus și DJ Premier, fără underground nu există nimic. Și o să continuăm să ne ducem torțele pe canale și pe zone întunecate. Cici pleau. Buia! Sigur, în concerte noi apărăm în general împreună. Mergem foarte mult pe freestyle-uri, pe invitați. Avem negative pe care cântăm alte strofe decât cele pe care le-am cântat pe albume. În general totul merge pe ideea asta de freestyle, de creativitate pe moment. Despre Liric, ce planuri de viitor aveți? N-avem. Colaborări? Muzica de colaborări, da, dacă se poate. Chiar cu tine, omule. Oricând. Așa, albumul la care muncim, ne chinim și noi să apară. Așa. Vă garantăm că nu va lipsi omului, mă. Nu va lipsi în niciun caz. Așa, pe care, deci pe album vor apărea formațiile din inspectorat, brigada, Rimă Grea, Giganții, Sovietul. Tot așa, la da, brigada, da. Brugner o să bage și el, dacă o să vrea niște screșe, se refilează, da, el pe plăci. Se refilează, da? Așa. Scleroza îmi place. Așa, și cât mai mult, noi vrem ca să ridicăm mișcarea aici în țară. Da, asta este. Așa. Și să rămânem tot în zona de sub underground. Uitați-vă că oricât de sus am ajunge, nu putem să uităm de unde am plecat. Uitați-vă, de exemplu, la omul meu, care îl oprește lumea pe stradă, de Racla, chestia, au auzit până și rockerii de Racla și omul meu e un om obișnuit, nu are harfe în cap, treburi de astea. Adică vreau să spun că în momentul în care dai noroc, trebuie să te uiți în ochii omului, nu te uiți pe deasupra sau treburi de astea. Bine, cu anumiți oameni deja nici nu mai avem simbolul de astea, de da noroc și treburi. Că nu mai suntem demni de ei. Adevărul e că mulți uită de unde au plecat și își uită prietenii atunci când au ajuns sus.
Uite că la un moment dat s-au învârtit și într-un cerc și toți erau la fel. Nu erau ei mai șmecheri decât restul. Și dacă dintr-o întâmplare au ajuns să fie sus și toată lumea să-i ceară în concerte să apară, asta nu înseamnă că i-au făcut bine, că au uitat de unde au plecat. Niciodată nu trebuie să uite unde pleci, pentru că altfel nu-ți vei da seama unde ai ajuns. Bine, asta a fost mâncava și... Vom face un freestyle aici pe față, să vadă toată lumea cum e un fel de freestyle, așa, da. Deci, camuflajul, misiune de protecție, inspectoratul și curanțul vă vor da o lecție. Guagărilor și gangsterilor le va face o frecție cu o secreție de la cel mai jos nivel. Cagula, Brugner, inspectoratul, sovietul, orimarul, toți vă trimit un decibel, da, să intre next-ul. Eu, el e next. Da. Să dau și eu ceva. Brigada Rimă Grea din cartierul 1 Mai. Cu Brugner și cu Tuvla un futai pe cinste dacă, dacă ai habar de vreo noțiune pe care o am în cap. Nu-ți place cum creezi și mă miros și înciorap, fiindcă sap adânc într-o cultură și nu am mătreață în cap. Mă spăl cu Head & Shoulders și beau bere doar la țap, ce păcat. Șmenarii de la blog mă respectă fiindcă sunt cu rape, haine și pe pantofi nu am pământ. Vin din inspectorat și mă remar, te îngrijesc la curci, îți dau cu pudră de talc. Să intre următorul. Inspectorul. Pe cuvânt sunt Lone Ranger. Hip-hop-ul meu și eu reprezint danger. Liricul, mă știți, îmi place să produc, da. Cânt și bat la microfon, grup, trup și suflet, sunt de rap românesc. Cagula și eu vă lovim, vă lovesc. Conjug tot ce mișcă, nu mai vreau să tac. Și nimeni nu mă poate ține legat la gură. Gata, am terminat și eu. Dați-l băiatul că el e ăla care alături de tine stau și beau Golden Brau. Că știți care-i schema cu Brugner, da, din inspectoratul Lyric Sensei. Vii și pun problema iar despre para și lei, sunt ca lei calitate. Vino să mă iei, că tu ai bani în grup și pus tot timpul amuși de ei. Ai bani în buzunar, mașină și femeie. Te dai de cântăresc, dar n-ai nicio idee. Bolnav de diaree când e vorba de hip-hop sau cântări instantane. Bine așa, ai dau lui Rimaru să bagi. Ce? Un adevărat MC, copii, e cum si. E că dacă n-ar fi așa, v-aș minți. MC e cel ce nu poate să țină închis pliscul. Chiar dacă calcă-n... el își asumă riscul. Că aveți în cap și atunci zecimale de tot pe capul vostru se șterge pe picioare. MC e cel care vă împunge ca la scrimă. Nu curge pic de sânge că vă împunge cu o rimă. Adevărat MC, vorbire lejeră. O dată le poate băga pe degeaba, dar rapid ca o mitralieră. Iar în final de piesă tot pe voce e sfila. În mod expres, ca da să flex, din flex face dublaje. Un MC capabil se aude până în box. Ori cântă nu pe beatbox. Iar atunci când e în stradă, vede doar de calitate. Adevărat MC în comunitate, respectat. N-are nevoie să umblă în armat. Un adevărat MC, într-adevăr adevărat. Adevărat. Asta a fost mâncava. Gara de nord. În efect, yo. Părinții mei nu ascultau muzică, am primit un pick-up și aveam un perișor care avea discuri cu muzică din anii 70 și am început cu Deep Purple, cu Pink Floyd, cu treburile astea absolut esențiale după părerea mea. Părțile atâta sunt principalul lor, chitară, dacă n-ai curs bune, sună urât, sună așa, ceea ce nu e normal. Dar mă descurc eu și cu asta câteată, că nu-i chitară cealaltă, mai repet, asta mai merge. Dacă rămânem la fel cum suntem acum, ne-am dat calculatorul, se ne bat cu capul. Da, 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 da. Nu eu am ales muzica, băi am ales.
părinții mei nu ascultau muzică, am primit un pick-up și aveam un perișor care avea discuri cu muzică din anii 70. Și am început cu Deep Purple, cu Pink Floyd, cu treburile astea absolut esențiale după părerea mea. Corzile atunci sunt principalul la o chitară, dacă n-ai corzi bune, sună urât, sună așa. Ceea ce nu e normal. Dar mă descurc eu și cu asta câteodată, că mi-am chitară cealaltă, mai repet, asta nu merge. Totul a apărut în New York, este bine să se știe, și acum revenind la rap ca muzică, există și aici un individ care cântă, acesta este MC-ul, un individ care întoarce discurile, este DJ-ul care mixează, samplează, face scratch-uri. În jurul acestui nucleu creativ gravitează pasiul, echipa, prietenii, fanii rapperului, mulți sunt înrudiți, veri, frați, surori, bunici, toți împreună fac parte din această cultură hip-hop. Ca orice cultură, conține un mod de a te îmbrăca, o anumită atitudine vis-a-vis de viață, un limbaj și acel slang. Aș putea spune că în România nu există un slang decât fragmente din alte limbi și ale naționalităților conlocuitoare care au intrat în limba română, au fost împrumutate. Slangul românesc se creează de aici, de la Racla, de la Tahu Justice, de la Delict, de la Ghetto Dash. Racla, dacă va fi să continue, va continua tot cu mine și cu clonatul. Eu nu vreau să dau afară din trupă sau să iau pe încă cineva să acopere o eventuală absență a lui. În tot cazul, el nefiind dispus să se ocupe, presupun că Racla va dispare pur și simplu și se va ști că actualul sau viitorul solist individual Rimaru a făcut parte cândva din trupa Racla, vezi exemplul Basta Rang și al lui Lider Sobenius Kurt. În raport cu socialul, Racla s-a situat la un moment dat în sfera politică de rap. Era mai mult decât o muzică care ar fi povestit despre probleme sociale curente. Despre asta vorbesc mulți. Noi atacam direct clasa politică la începuturile noastre. De atunci mesajul ăsta a coborât în sfera socială, a coborât în stradă, pentru că ceea ce nu se poate schimba nu poate fi schimbat. Și ceea ce nu se vrea a fi schimbat, noi nu putem schimba, pentru că noi nu avem nicio putere. Noi avem numai această calitate de a transmite altora ce se întâmplă. Schimbarea nu stă în mâinile noastre. Asta e bine să se știe. Schimbarea stă în mâinile, poate, al celor care ne ascultă. Mesajul a devenit totuși mai direct, pentru că una este să înjuri Parlamentul, sau așa, la modul general, și alta este să vorbești exact despre o anumită problemă care a apărut în presă, la radio sau la televiziune și te-a marcat, simți nevoia să faci niște comentarii pe marginea acestei probleme, să transmiți celorlalți părerea ta despre ce s-a întâmplat. Dincolo de planul ăsta material, este un plan spiritual, în care dacă ajungi și în care te regăsești, mai puțin te interesează că trăiești destul de greu. Sunt mari filozofi, acei guru din India care trăiesc, se hrănesc cu macură de cin, trăiesc în copaci, ei sunt mai fericiți ca un om
un patron de firmă de la noi care are merțan în fața vilei și bodyguard și vorbește pe mobil non-stop cu amanta și care poate mereu are o problemă. Mâine trebuie să mai producă un miliard, trebuie să plece nu știu unde în state, să se întoarcă să mai facă o afacere două. Poți să fii fericit cu ce ai în cap și să nu te intereseze ce ai în jurul tău. Dacă voi reuși să induc acest plan spiritual în mintea ascultătorilor mei, înseamnă că n-am făcut ce am făcut degeaba. Oricum pot să zic că n-am făcut degeaba ceea ce am făcut, pentru că eu sunt mulțumit de producția mea. Nu mi-ascult cu jenă albumul să zic ce prost a ieșit, dar las că mi-am scos bani. Eu ascult și zic, îmi place ce am făcut, am înnebunit-o pe nevastă mea, am înnebunit pe părinți, că tot timpul eu n-ascult Tracle, eu n-ascult altceva decât Rans și ascult cu aceeași plăcere ceea ce au făcut prietenii mei, altceva nu pot să ascult. Oricât de bine ai cânta și oricât de virtuos ai fi pe chitară sau pe voce sau mai știu eu ce, pe clapă, pe tobe, ceea ce cânti trebuie să simți și să trăiești. A fost toată discuția asta cu ți-am dat un inel al lui Dan Bittman, care a fost acuzat că nu-și dă seama de ce cântă săracul dacă apare la premiile alea și se dă cu mâinile peste cur și e deghizat în clown. În clipa în care faci ceva ce ai făcut așa, ușurel, nu trăiești ceea ce cânti. E bine să se știe de către formațiile de underground din România, pentru că aceste formații, în clipa în care vor avea cea mai mică propunere, cred eu, de colaborare din partea unor case de discuri mari, vor fi tentate să facă acest compromis pe care eu nu l-am făcut. Cum să spun, sunt într-adevăr oameni din cartier care se recunosc în ceea ce cântă B.U.G. Mafia. Sunt într-adevăr oameni care se recunosc și în ce cântă La Familia sau Ilegal. Fiecare trup are fanii și este foarte bine că este așa. Relația dintre RANS, sindicatul nostru, și Cartel, sindicatul lor, este aceeași ca și relația de la trupă la trupă și exact aceeași cu relația dintre Est și Vest în Statele Unite. Este o relație de permanentă provocare, pentru că aceste două curente nu se pot apropia și nu se vor putea apropia niciodată, atâta timp cât fiecare are orientarea și mijloacele lui specifice de exprimare și de a atinge un anumit target în timp. Noi practicăm muzica în general, ei practică furăciunea, amăgeala și praful în ochi pentru un public destul de necunoscător de hip-hop, pentru că dacă asculti hip-hop, n-asculti Cartelul. Ne-am întâlnit, am fost în concerte împreună, la diverse alte manifestări. Nu ne-am luat gâtul de fiecare dată, n-am ajuns la împușcături cum s-a ajuns afară. În tot cazul, ce pot să spun, că aici este o treabă de timp. Unii vor să obțină succesul pe loc, să dea un tun și după nu neapărat să dispară, dar să trăiască bine mersit de pe urma acelui tun. Noi am preferat calea mai grea, să spunem adevărul, și poate cândva o să ajungem și noi la fel de celebri, nu după asta umblăm în tot cazul. Și la urma urmei, ce mai Cartelul ca să facă muzică? Cine le-a spus lor că ei ar ști să facă muzică? Pentru că ei față de noi sunt undeva aici și când i-am prins în concerte, cam asta s-a întâmplat. Băieți, gangsterilor, faceți dance, fraților, și scoateți bani atunci. Lăsați-vă de rap. Un adevăr MC, copii, e cum fi, e că dacă n-ar fi, așa v-aș minți, da. MC e cel ce nu poate să-și țină închis pliscul, chiar dacă cacă-n, el își asumă riscul, că aveți în cap de atunci decimale, de tot pe capul vostru se șterge pe picioare. MC e cel care vă împunge ca la scrimă, nu curge fric de sânge că vă împunge cu o rimă. Adevăr MC în vorbire lejeră, odată ne poate băga pe degeaba, dar amit ca o mitralieră, sau un final de piesă tot pe voce e spilaje, în mod expresca, dar să fie din plec face dublaje. Un MC capabil se aude până în vox, ori cântă numai pe beatbox. Iar atunci când e în stradă vede doar realitate, adeva MC în comunitate respectată are nevoie să umble în armat. Un adeva MC într-adevăr, adevăr, adevăr, adevăr.